pentru vremurile noastre care sunt duhurile înșelătoare. Dragii mei, cea mai mare pacoste pentru biserică astăzi este mass media, televiziunea și internetul. Eu sunt bătrân și m-am uitat la o notiță poștală pe aparatul cuiva, pe laptop, și în dreapta era așa o bandă și scria Playboy. Apasă aici. Câți dintre feciorii noștri de la 12 ani, să zicem, până se însoară, zice, nu apăs pe acolo. Nu apăs. Câți? Care-s botezați? Cântăm fanfară? Cântăm cor? Cântăm grup de laudă și închinare? Câți? Spuneți voi. Asta e marea problemă. Să vină la... Eram la o biserică undeva într-un oraș în România, așteptam trenul, aveam vreo două ore la dispoziție. Și zice, fratele păstor, până vine trenul, vrei stai cu feciorii noștri de vorbă? Avem probleme, frate. Ba da. Și rămân vreo 60 de feciori acolo, băieți. Zic, stau de vorbă cu voi, dacă îmi spuneți care nu vă uitați la televizor și pe internet. Să ridice mâna sus, nu ridica niciunul. N-am ce să vă spun. Și eu nu am spus. Ce să ne spun? Stau de vorbă cu voi acum, aici. Vă duceți acasă, deschideți laptopul, stați la masă, țăca, 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 până la ora 11, 12, 1, 2, și tot ce ai învățat în adunare și tot ce ți-a umplut sufletul în adunare este spulberat într-atât. Care sunt duhurile înșelătoare? Te uiți la un buletin de știri. V-ați gândit vreodată cum sunt construite știrile alea? Ați văzut o știre în care se spune că un tânăr a învățat, s-a jertfit, a mâncat odată pe zi, a ajuns performer, a reușit să câștige și a făcut o casă, s-a căsătorit, are familie. Ați văzut vreo știre din asta? Toate nebunile și prostiile culese în adins, care să biciuiască psihicul oamenilor, să-i facă să culce cu griji și îngrijorări, sunt alese și puse acolo. Și noi ne adăpăm seara cu 50 de minute de știri, în loc să citim un psalm sau să citim o epistolă scurtă și așa să ne culcăm. Și mă întrebați care sunt duhurile înșelătoare. Deci cine vrea să se pocăiască și cine dorește nașterea din nou trebuie să rupă cu televiziunea și cu internetul. Sau, dacă este elev, dacă studiază, pentru fete e mai simplu, pentru băieții imposibil. Dar dacă e pocăit, se va feri ca de foc. Accesează ce-l interesează și restul, clipitul ăla, fă clic aici, fă clic aici, fă clic aici, nu va face. Nu va face. Dar e foarte greu. Dar câte vreme se merge pe asta, nici curăție morală nu este și nici pocăință. Nu se poate. Pocăiți care au filmele lor pe care le urmăresc, telenovelele lor pe care le urmăresc, meciurile lor pe care le urmăresc, în care oamenii sunt vânduți ca sclavi pe milioane de dolari, de acolo aduși din coace și de acolo, ca să distreze alte milioane de oameni turbulenți și furtunoși în tribun. Și copilul lui Dumnezeu stă gură cască, ore în șir. Sunt fanatic. Conservator, rămas în urmă. Ziceți cum vreți. Dar nu-ți poți păstra curăția trupească și sufletească făcând toate acestea. Nu se poate. E cu neputință. Și dacă cineva poate, să vină la mine să-l felicit. Iertați-mă, eu n-aș putea. Am 63 de ani, n-aș putea. Stam eu și mă uitam acolo la notița aia de pe poștă. Fă clic aici, Playboy. Mă uitam la clipitul și Playboy, Playboy, Playboy. Și era și o imagine acolo. Mă uitam așa. Să fac, să nu fac.
să văd. Și am 63 de ani, dar tu care ai 18. Vă dați seama? O, Doamne! Să mai vedem. Unii râdeți. Este și vremea plânsului.